Bine te-am regăsit! Am ajuns la o întrebare genială pe care eu o iubesc maxim. Cum să afli strategia ta de succes? Pentru că fiecare are o strategie, de fapt o rețetă, ca să mă exprim așa mai pe românește. Cum să-ți afli rețeta de succes? Pentru că fiecare are și o rețetă de succes și una de eșec. Dar hai să vorbim deocamdată doar de cea de succes. Eu sunt Loredana Latiș, sunt președinta Academiei Române de Coaching și acum ți-i prezint pe oamenii geniali și extraordinari de la cursul de reprogramare mentală prin tehnici NLP online, unde ne reprogramăm cu totul, inclusiv genetic, obișnuiesc să spun că dacă schimbăm convingeri, schimbăm valori, schimbăm misiune, schimbăm comportamente, schimbăm, păi, ne schimbăm cu totul. Într-un mod în care vrem noi, desigur, că doar de aia suntem stăpânii noștri și nu stăpânii altora și nici alții nu ne sunt stăpâni. Noi suntem cu noi, fiecare cu fiecare. Ok, bun, așa hai să ți prezint pe acești oameni geniali și extraordinari, să vedem ei cum își găsesc rețeta de succes. Cine începe, dragilor, să ne împărtășească cum ai reușit să-ți găsești rețeta de succes? Monica? Da, am reușit să-mi găsesc rețeta de succes în momentul în care am conștientizat și am acceptat doi pași importanti că am o rețetă de succes. Pentru că de cele mai multe ori, nu știu, cel puțin eu, mă uitam și eram atât de atentă la ce nu mi-a ieșit în viață, încât chiar aveam senzația că aproape mai nimic nu mi-a ieșit. Și am conștientizat în cursul ăsta că chiar și lucrurile mici sau firești, care mi se par nouă, mersul pe bicicletă, că am învățat să mergem așa când eram bebeluși, că am învățat să scriem, să ne facem prieteni, să poate să reușim să supraviețuim în niște condiții în care nu ne-au fost benefice. Astea toate au fost diferite rețete de succes. Iar acum, când ne dorim ceva, în primul rând să ne clarificăm dacă îl vrem și credem că îl merităm și dacă credem că îl merităm, asta iarăși e important, am descoperit aici, atunci să punem bucățele din rețetele anterioare, din pașii anteriori. Și cred că, adică sunt convinsă că funcționează. Vă mulțumesc! Yeah. Felicitări, Monica! Mulțumesc! Altcineva? Monica, Belgia! Microfonul! Acum, da, acum merg. Da, bună seara. Eu sunt fan NLP și eu chiar am prezentat că... Un pic mai tare, un pic mai tare, Monica, că nu se aude. Acum. Ziceam că eu sunt fan NLP și eu chiar am prezentat că noi cu mintea putem să facem orice, dacă o facem să funcționeze pentru noi și în favoarea noastră și nu împotriva noastră. Și astăzi eu chiar am învățat foarte multe strategii și m-au uimit, ca și Monica, ziceam și eu că am anumite chestii, știu că am anumite aspecte pe care nu reușesc să le gestionez tot timpul, dar de fapt astăzi am descoperit că am și rețeta de succes și rețeta de eșec pentru același comportament, pentru aceeași situație. Și m-a uimit foarte tare chestia asta, mi-am dat seama că putem să ne și sabotăm dacă vrem și putem să și reușim dacă ne dorim cu tot din adinsul. Și astăzi că am făcut acea strategie de strategia de eșec de succes, m-a clarificat foarte mult și o să fiu foarte atentă de acum încolo. Am de gând să fac foarte multe, să lucrez pe multe situații pe care simțeam eu înainte că nu gestionez și să văd exact care e rețeta de succes, că o aplic tot timpul. Asta înseamnă prezență, atenție și o perseverență. Da! A fost un super curs. Ok, felicitări, mulțumesc și eu. Da, chiar e nevoie de prezență. Dacă nu ești în prezent, s-au dus toate strategiile, toate rețetele, intri pe pilot automat, s-a terminat. Super, mulțumesc, Monica, super. Mulțumesc, cine ne mai împărtășește? Cum ai descoperit, cum să-ți descoperi rețeta de succes? Cine ne mai împărtășește? Ne mai împărtășește cineva? Da, Daniel. Daniel, da? Din punctul meu de vedere, rețeta de succes a fiecăruia dintre noi reprezintă modul în care noi am obținut ce am obținut până în momentul acesta. Și
cred eu, una dintre setările de bază la nivel mental este să nu te oprești din a descoperi și din a învăța niciodată. Știu foarte bine că una dintre valorile mele este învățarea și faptul că sunt focusat pe soluții, asta m-a dus în a descoperi nu doar rețetele mele de succes, ci cât și ale altora. Studiul comportamentelor de succes este chiar NLP-ul de altfel. Da. Lucru cu mine, lucru în academie, pe mine m-a condus către foarte, foarte multe direcții în a mă explora, atât pe mine cât și pe ceilalți. Și pentru mine, la momentul de față, coachingul comportamental aduce foarte mult, aduce foarte mult, în condiții în care mi-am setat și această idee de a nu mă mai minte. Automiciunea am hotărât să o exclud în totalitate din viața mea, dar aici e de lucru. Am observat că am treabă multă, încă. Slavă Domnului că pot să o văd și am deja direcții. Așadar, pentru mine, rețeta de succes reprezintă, în primul rând, descoperirea propriei persoane. În momentul în care te cunoști pe tine, îți accesi punctele slabe, punctele tari și nu te poți duce decât înspre direcția ta cu adevărat, adică sensul, scopul și misiunea vieții tale. În momentul în care te cunoști cu adevărat pe tine. Mulțumesc foarte mult! Așadar, rețeta mea de succes, cunoaște-te pe tine însuți. Mulțumesc din suflet! Super, Daniel, mulțumesc, super, mulțumesc, așa este, super tare, chestia cu autominciuna e genială, mulțumesc, felicitări, super, ne mai împărtășește cineva? Ultima strigare, eu sunt cu ultima strigare, ok, dragilor, și mâine e o zi, bun! Sunt foarte multe căi prin care poți să-ți descoperi rețeta ta de succes. Important este, așa cum s-a spus deja, să crezi că ai o rețetă de succes și crede-ne deocamdată pe cuvânt până o găsești și tu, dacă n-ai găsit-o deja, însă sigur o ai în interiorul tău, pentru că până acum poate încă nu ai conștientizat, dar ai obținut deja niște lucruri extraordinare și geniale. De la chestii mărunte că mergi în două picioare și nu mai mergi de-a bușelea, deci de la chestia asta... și că articulezi niște vorbe și că poți să scrii, până la chestii de fapt cum ajungi să-ți iei casa pe care ți-o dorești, să trăiești în starea de sănătate pe care ți-o dorești, să trăiești în starea emoțională pe care ți-o dorești. Adică de la cel mai simplu până la cel mai complex, de fapt, rețeta este aceeași dacă stai să o identifici. Însă, cu mare drag, noi te așteptăm aici să o identifici alături de noi și eventual straturile mai profunde, că noi așa ne-am obișnuit să mergem în profunzime cu chestiile, pentru că acolo se află multe treburi. Așa încât te așteptăm aici în Academia Română de Coaching să ni te alături la următorul curs de formare în coaching din 21 mai 2018, este în București, sau la următorul curs online de relaționare sănătoasă prin tehnici de analiză tranzacționale, unde vei învăța despre tine și despre ceilalți, cum să relaționezi în primul rând cu tine și cu ceilalți și de fapt cum să comunici fără să manipulezi și foarte multe chestii, inclusiv de cum să-ți rescrii scenariul vieții. Detalii găsești pe academiadecoaching.ro sau 0752163163. Te îmbrățișez cu inima, te iubesc cu sufletul și dacă crezi că îi folosește cuiva, dă un share, un like, un distribuie, un subscribe și abia aștept să rămânem în contact și să ne vedem. Te pup și te iubesc! Pa!